Biblia vorbește despre sfârșitul lumii în mai multe pasaje, cum ar fi Matei 24 și Apocalipsa. Aceste pasaje descriu semnele și evenimentele care vor avea loc înainte de sfârșitul lumii. Cu toate acestea, nu există o dată exactă specificată în Biblie pentru sfârșitul lumii. Biblia ne îndeamnă să fim pregătiți și să trăim într-un mod care să reflect valorile și învățăturile lui Dumnezeu, indiferent de momentul exact al sfârșitului lumii. În Matei 24, 36, Isus spune: Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Deci, în loc să ne concentrăm pe încercarea de a prezice sau de a specula când va fi sfârșitul lumii, ar trebui să ne concentrăm pe trăirea unei vieți pline de dragoste, bunătate și înțelepciune, în conformitate cu învățăturile biblice. Biblia descrie mai multe semne care pot indica apropierea sfârșitului lumii. Aceste semne includ 1. Războaie și conflicte. Matei 24, 6, 7 vorbește despre războaie și zvonuri de războaie care vor avea loc înainte de sfârșitul lumii. 2. Cu tremure și dezastre naturale. Isus menționează în Matei 24, 7 că vor fi cu tremure în diverse locuri și foamete și ciumă. 3. Creșterea fără de legii. În 2 Timotei 3, 1, 5, se vorbește despre cum oamenii vor deveni iubitorii de sine, iubitorii de bani, mândri, neascultători de părinți și lipsiți de dragoste. 4. Profeții false și înșelătorie Isus a avertizat în Matei 24, 11 despre apariția multor profeți falși și înșelătorie. 5. Întoarcerea poporului evreu în Israel Biblia vorbește despre cum poporul evreu se va întoarce în țara lor, Israel înainte de sfârșitul lumii, Ezechiel 37, 21-22. Acestea sunt doar câteva exemple de semne menționate în Biblie. Este important să ne amintim că interpretarea acestor semne poate varia și că nu putem ști cu exactitate când va fi sfârșitul lumii. Ceea ce putem face este să fim atenți la aceste semne și să trăim în conformitate cu învățăturile și valorile biblice în fiecare zi.